Vești bune pentru Târgu Jieni. Începând cu data de 1 ianuarie, se va deschide oficial bazinul de not. Prioritate vor avea elevii din municipiul Târgu Jiu. De asemenea, va exista și un program pentru toți cetățenii care vor să achiziționeze un bilet de intrare sau un abonament, a declarat primarul Marcel Romanescu. Începând cu data de 1 ianuarie, se va deschide bazinul și pentru copii și pentru toți cei care doresc să ajungă în bazinul de complex. Cu prioritate pentru elevii din municipiul Târgu Jiu, însă va fi și un program pentru toți cetățenii care își doresc să achiziționeze un bilet de intrare sau un abonament. Așadar, elevii vor fi îndrumați de către profesorii de educație fizică și sport cum pot beneficia gratuit de cursurile de inițiere. Va fi un regulament stabilit de către autoritatea publică locală prin care vom face în așa fel încât copiii, în primul rând elevii din municipiul Târgu Jiu, îndrumați de către profesorul de educație fizică și sport, să ajungă gratuit pentru cursuri de inițiere, însă pentru cetățenii care vor să practice notul, pentru că nu vorbim de o piscină, vorbim de un bazin de not, și cetățenii care își doresc să practice notul pot să ajungă în bazinul de la Târgu Jiu. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, ne-a oferit mai multe detalii despre modalitățile de folosire a bazinului de not. Sunt trei modalități prin care abordăm folosirea bazinului. Copiii care vin gratuit, elevii din Târgu Jiu, cu profesorul coordonator, pe un anumit program pe care vom stabili, instructori care vor beneficia de facilitățile bazinului contra cost pentru cei care doresc, și aici mă refer la copii și elevi, să practice notul în acest bazin, și un program orar și pentru cetățenii care vor să vină independent să practice notul în bazinul din complexul sportiv. Gorjanca Denisa Tâlvescu a venit acasă la Târgu Jiu. Multipla campioană mondială și europeană la canotaj a semnat pe autobuzul pictat cu numele ei, pictură realizată în cadrul Festivalului Strad Art 2022 de la Târgu Jiu. Lucrarea artistului Georgian Mazerski conține elemente principale ale sportului pe care îl practică canotoarea Denisa Tâlvescu. Fericită că poate fi o inspirație pentru alte persoane, campioana Gorjanca a avut emoții la fel de mari ca pe podium. Cu foarte mari emoții, la fel ca atunci când fac treaba și munca mea e răsplătită cu o medalie sau cu o reușită. Așa sunt și acum, am emoții pentru că oamenii care s-au ocupat de autobuz și și-au dedicat întreaga operă și întreaga, nu știu, întregul timp să-mi aducă omagiul acesta, e un sentiment de respect și de mândrie. Adevărata poveste este despre inspirație. Eu sunt Denisa Tâlvescu, Gorjanca Olteanca de peste tot. Este mesajul transmis de către campioana mondială la Târgu Jiu. Poveste e despre inspirație. Iar dacă atunci când oamenii orașului văd acest autobuz și se întreabă care este povestea din spatele lui, copiii se întreabă asta și dacă din 10 copii, 3 sunt interesați de cine este Denisa Tâlvescu, ce face ea, a face sport, vrem și noi să facem sport. Cred că ăsta este mesajul cel mai ferm pe care întregul proiect poate să-l transmită și sunt fericită că autoritățile promovează asta, sunt fericită că le sunt alături mereu când oamenii vin cu proiecte, așa că inspirația este cuvântul cheie în toată povestea. Mă bucur că pot să fiu inspirație pentru tineri, dar cât și pentru adulți și că pot aduce un zâmbet orașului meu natal, cu care mă mândresc peste tot în lume, iar eu sunt Denisa Tâlvescu, Gorjanca Olteanca de peste tot, pentru că trăiesc într-o comunitate în care 90% din oameni sunt moldoveni, iar eu sunt singura olteancă, așa că sunt cea diferită din mulțime. La rândul său, Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a declarat că Denisa Tâlvescu va fi purtătorul de drapel al evenimentelor ce se vor desfășura anul viitor, când Târgu Jiul va fi capitala tineretului din România. Denisei am și propus un proiect pentru viitor. Va fi coordonatorul nostru pe toate evenimentele pe care le vom desfășura în 2023 pentru capitala tineretului din România. Denisa va fi purtătorul nostru de drapel, așa cum poartă drapelul României, va purta și drapelul municipiului Târgu Jiu pentru evenimentele de anul viitor. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Toate cele bune!
Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.